vacanțe, pentru că știm că, uite, cum se vede un pic soarele, gata, ni s-a trezit interesul. Mamă, ce frumos ar fi să fim pe o plajă undeva, Grecia, Spania, Italia sau Turcia. Și da, vine Corina și ne zice, da, stați un pic, mă, stați așa, mai bine mergeți prin Uniunea Europeană. Da, aveți mare grijă. Eu, în drumul meu spre o țară europeană, am făcut escală în Turcia și nu aveam roaming-ul inactiv, adică el pur și simplu stă mereu activ. Așa. Am coborât din avion și n-au trecut 2 minute, pe cuvânt, pe ceas, și s-a încărcat factura la 500 de euro. 500 de euro, eu neumblând practic la telefon. Deci aveți mare, mare grijă și să dea Dumnezeu sănătate la Uniunea Europeană pentru roaming, prieteni, pentru că fără roaming eram terminați. Eu când am fost oriunde în Europa, am plătit serviciile de telefonie și internetul la prețul din România, adică n-am plătit extra costuri. Și mi se pare o mare, mare treabă, treaba asta cu roaming-ul la preț. Adio, da, să știi că am făcut asta în 2017, mai exact. Am spus împreună adio roaming în Uniunea Europeană. Da. Nu era valabil asta și în statele non-UE. Atunci când, practic, îți petreci vacanța într-un alt stat, dacă este membru UE, chiar poți spui adio roaming. Da, din 2017 se întâmplă asta. Mai mult de atât, o veste foarte bună. În 2022, regulamentul privind roamingul, uite, o informație foarte bună pentru ascultătorii noștri, acest regulament al roamingului a fost prelungit cu încă 10 ani. Atenție! Până în 2032, practic, europenii vor putea continua să vorbească la telefon și să utilizeze internetul în timp ce călătoresc în interiorul Uniunii Europene, fără costuri suplimentare. Și este dreptul nostru, al românilor și al oricărui cetățean UE, să consume net la aceeași calitate și viteză ca în țara lui, a noastră. Practic să nu mai fi îngrădit, ce să mai încolo și încoace. Exact. Mi se pare o libertate extraordinară și un mare beneficiu pe care ni le-a adus Uniunea Europeană. Faptul că suntem parte și membru al Uniunii Europene. Exact. Ne retragem ușurel, dar mai avem ceva.